Timp de o săptămână, un autobuz nou, 100% electric, va transporta angajații antibiotice către și de la locul de muncă. Este vorba de un autobuz electric fabricat în România, pentru care s-a agreat testarea începând de ieri. O statistică a Agenției Europene de Mediu din anul 2019 arată că peste 70% din emisiile de gaz cu efect de seră sunt reprezentate de transportul rutier. Trecerea către transportul ecologic pentru a reduce emisiile gazelor cu efect de seră este parte din soluția reducerii poluării, fiind unul dintre obiectivele companiei de stat ieșene. Autobuzul testat are 83 de locuri în total, o lungime de 12 metri și are o autonomie de minimum 200 de kilometri în oraș, ce poate fi extinsă până la 360 de kilometri.